Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Cu câteva zile în urmă, în data de 19 martie, Oana Li s-a împlinit vârsta de 44 de ani. Soția fostului edil al capitalei a sărbătorit alături de o prietenă, în oraș, urmând mai apoi să petreacă timp prețios cu partenerul său de viață. În cadrul unui interviu, Viorel Li s-a glumit spunând că i-a dăruit partenerei sale o sumă considerabilă de 100 de milioane, însă Oana Li s-a intervenit imediat spunând că în zilele de astăzi până și o cină obișnuită la restaurant este atât de scumpă încât riscă să rămână datoare. Viorel Li: eu nu pot să merg în oraș pentru că am probleme. Și atunci i-am dat o sumă de bani ca să-și cumpere ce vrea. Adică vreo 100 de milioane, Oana Li, vezi că te crede lumea. În ziua de azi, cu 100 de milioane te duci la restaurant și rămâi și dator. Glumeam noi înainte, când m-a cunoscut Viorel aveam 44 de kilograme, acum am 44 de ani, au mărturisit cei doi, nu am mai avut petreceri mari ca înainte, nu mi-am mai permis, dar am ieșit cu o prietenă la masă, am mâncat ceva bun și am stat cu Viorel. Am petrecut mai low class, dar mi-am simțit bine. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am ajuns până la vârsta asta, că sunt sănătoasă, că pot să fac față tuturor problemelor vieții, pentru că am trecut prin multe, mai ales în ultimii ani. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.